Bine v-am regăsit! Subiectul materialului de azi este foarte diferit de subiectele materialelor de până acum din acest playlist și asta pentru că azi voi aborda pentru prima dată un subiect practic legat de tehnologie, mai concret legat de automobilul electric. Vreau să vorbesc despre automobilul electric pentru că după părerea mea și nu numai a mea, nu suntem pe calea cea bună în ceea ce privește dezvoltarea utilizării acestui tip de automobil. Întâi, trebuie să fie clar că un motor electric este mult mai potrivit pentru a propulsa un vehicul rutier decât oricare motor termic, motor cu ardere internă. Pentru că motorul electric are o serie de avantaje indiscutabile față de motoarele cu ardere internă. Să vedem câteva dintre acestea. Întâi, motorul electric are un cuplu aproape constant cu turația, spre deosebire de motorul termic, care are un cuplu bun doar într-un domeniu restrâns de turații. Puteți observa acest lucru în cele două grafice. Graficul de sus este al unui motor cu ardere internă, în timp ce graficul de jos este cel al unui motor electric. Se observă că puterea crește în ambele cazuri cu turația. E normal să fie așa, pentru că asta înseamnă putere, raportul dintre lucrul mecanic efectuat și timpul în care s-a efectuat lucrul mecanic respectiv. În schimb, în ceea ce privește cuplul, se poate ușor observa că în timp ce la motorul cu ardere internă cuplul variază mult cu turația, la motorul electric el are o valoare aproape constantă, nu se schimbă prea mult cu turația, ba chiar la motoarele moderne, este practic constant. Poate vă întrebați de ce este acest lucru important. Este foarte important deoarece tocmai această variație a cuplului cu turația face necesară, în cazul motoarelor cu ardere internă, cutia de viteze. Motorul electric, în schimb, nu are nevoie de cutie de viteze. El, ca să folosesc o expresie a șoferilor, trage la fel de bine la orice turație. Iar faptul că nu avem nevoie de cutie de viteze aduce o grămadă de avantaje. Scade prețul automobilului, crește randamentul și fiabilitatea acestuia, construcția automobilului devine mai simplă și așa mai departe. Alt avantaj major este acela că motorul electric nu poluează. Dacă producem energia electrică ecologic, atunci motorul electric înlătură practic complet poluarea cu gaze toxice și cu dioxid de carbon. De asemenea, randamentul motoarelor electrice este mult mai bun decât cel al motoarelor cu ardere internă. Cele mai performante motoare cu ardere internă abia se apropie de randamentul de 50%. Cu alte cuvinte, din căldura pe care o produce arderea combustibilului, nici măcar jumătate nu este transformată în lucru mecanic. Restul rămâne căldură și din această cauză toate motoarele cu ardere internă au nevoie de un sistem eficient de răcire care consumă din puterea motorului, făcând ca randamentul total să fie și mai prost. În schimb, motoarele electrice moderne pot să ajungă la randamente de 90% și chiar peste 90%, adică din energia electrică pe care o folosesc, 90% este transformată în lucru mecanic și doar 10% rămâne sub formă de căldură. Alt avantaj este legat de dimensiuni. Un motor electric poate produce aceeași putere și același cuplu cu un motor termic la un volum mult mai mic, ceea ce înseamnă economie de materie primă, greutate mai redusă și alte avantaje.
Automobilul electric mai are și alte avantaje. Accelerație foarte bună, întreținere mai ieftină, posibilități mult mai bune de echilibrare a automobilului pentru a obține o ținută de drum bună și mai multă siguranță în cazul accidentelor, ca să nu mai vorbim de faptul că avem costuri mai mici de deplasare. Toate aceste avantaje arată clar că viitorul este cel al motoarelor electrice. Și atunci, de ce am spus că, după părerea mea, nu suntem pe calea cea bună în ce privește utilizarea motoarelor electrice ca motoare pentru propulsarea vehiculelor rutiere? Dacă veți căuta pe internet care sunt dezavantajele automobilelor, nu motoarelor, automobilelor electrice, veți găsi de obicei următoarele. Autonomie redusă, timp de încărcare a acumulatorilor mare, stații de încărcare puține, viața destul de scurtă a acumulatorilor. Ați observat ceva? Toate dezavantajele pe care le-am pomenit și care sunt aduse ca un contraargument pentru utilizarea motoarelor electrice sunt legate de acumulatori. Corect ar fi să se spună care sunt dezavantajele acumulatorilor, nu care sunt dezavantajele automobilului electric. Pentru că, încă o dată spun, toate dezavantajele sunt legate de acumulatori și nu de motorul electric. Înseamnă că viitorul automobilului electric nu poate fi legat de acumulatori, pentru că acumulatorii nu aduc decât dezavantaje. De fapt, nimeni nu-și poate închipui cum ar putea fi înlocuite aproape 1 miliard de vehicule care transportă pasageri, acesta este numărul estimat la scară planetară, cu vehicule echipate cu acumulatori. Pentru că acumulatorii folosesc litiu, iar litiul este o resursă foarte limitată. Și o parte din litiu e necesar pentru realizarea acumulatorilor pe care îi folosim în tehnica de calcul și în electronică. E adevărat că litiul poate fi recuperat și refolosit în bună măsură, dar asta presupune o industrie la scară planetară destul de poluantă. Poate vă gândiți că se pot realiza acumulatori și folosind alte metale în locul litiului. E adevărat, cunoaștem cu toții acumulatorul cu plumb, de pildă. Dar orice alt tip de acumulator are masa mult mai mare decât un acumulator echivalent cu litiu. Și din cauza asta, folosirea altor tipuri de acumulator ar face ca masa utilă a vehiculului să fie foarte mică în comparație cu masa lui totală, pentru că o mare parte din masa vehiculului ar fi masa acumulatorilor. Deci viitorul este al motorului electric, dar nu este al acumulatorilor. Și atunci care este soluția? Soluția este producerea energiei electrice la bordul vehiculului și nu înmagazinarea ei în acumulatori. Dar putem produce oare energie electrică la scară mică, cu randament bun și fără să poluăm? Da, soluția există de mult. Se numește pilă de combustie. O pilă de combustie, puteți vedea în imagine schema de principiu a ei, folosește un combustibil și un agent oxidant pentru a obține energie electrică prin reacții chimice de oxidoreducere. Nu am timp în acest clip să explic funcționarea pilei de combustie, dar găsiți toate explicațiile necesare în Wikipedia la linkul pe care îl găsiți în descriere. Cele mai multe pile de combustie folosesc hidrogen, iar agentul oxidant este chiar oxigenul din aer. Și în aceste pile de combustie, hidrogenul reacționează cu oxigenul și se obține energie electrică, căldură și apă. Așa că automobilele electrice nu au neapărat nevoie de acumulatori. Energia electrică poate fi produsă la bordul vehiculului. De pildă, automobilul ar putea fi alimentat cu hidrogen,
Și pila de combustie ar folosi acest hidrogen și oxigenul din aer pentru a obține, așa cum am spus, apă, căldură și energie electrică. Căldura este foarte importantă și ea, pentru că vehiculele care transportă pasageri trebuie să aibă un sistem de încălzire și asta este o problemă în cazul utilizării unui motor electric, care, tocmai datorită faptului că are randamentul foarte bun, produce foarte puțină căldură, insuficientă ca să încălzim interiorul unui automobil. În concluzie, pila de combustie elimină toate dezavantajele mari ale acumulatorilor, cum ar fi autonomia redusă, timpul mare de încărcare, timpul de viață scurt și lipsa unei surse de căldură. Vestea bună este că există deja automobile echipate cu pile de combustie, cele mai multe realizate de firme asiatice și deocamdată avem doar o producție în serie mică, dar, după părerea mea, viitorul vehiculelor electrice este legat de producerea energiei electrice la bordul lor și nu de înmagazinarea energiei electrice în acumulatori și tocmai de asta am spus la început că nu cred că suntem pe drumul bun în ceea ce privește dezvoltarea automobilelor electrice. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!